Nu ți-ai pus niciodată problema că este periculos să îți faci duș. Ei bine, specialiștii spun că modul în care facem acest lucru ne poate provoca chiar și pierderea permanentă a vederii ar trebui să te gândești de două ori înainte de a intra sub duș cu lentilele de contact. Medicul a explicat că poți dezvolta un anumit tip de cheratită dacă apa contaminată intră în contact cu ochiul, iar riscul de a face cheratită este crescut atunci când porți lentile de contact la duș, a avertizat opticianul. Acest tip de cheratită este o afecțiune oculară foarte dureroasă și gravă, care afectează cornea apărută în urma infecției mai exact, această bacterie trăiește în surse precum apa de la robinet, sistemele de canalizare, sol, piscine, căs cu hidromasaj și saune. Când întâlnim bacteria, în general nu suntem expuși pericolului, dar dacă amipa infectează cornea, aceasta duce la cheratită. A explicat opticianul care a adăugat că, deși este o infecție rară, este mai frecventă în rândul utilizatorilor de lentile de contact. Poate genera complicații grave pentru pentru cei care suferă ducând la deficiențe de vedere sau la pierderea permanentă a vederii, în cazurile severe poate fi necesar un transplant de cornee, a explicat opticianul. Avertismentul opticianului vine după ce un studiu de caz înfricoșător a dezvoluit că o femeie a suportat îndepărtarea chirurgicală a ochiului stâng după ce a făcut duș în timp ce purta lentile de contact și s-a infectat, relatează Clic Sănătate Pungro.